Bun găsit în gura presei. Pentru cei care au observat pasa, sunt 100 de grade Celsius, acoalea. Deci dacă pui niște ouă pe masă aici, să fac fără niciun fel de problemă. La Antena 3 nu fu aer condiționat de dimineață, fu cea mai călduroasă zi de până acum. Și aer condiționat în studio nu, căci el oricum mergea foarte prost, în cazul în care, mă rog, noi ne amăgeam că mergea. Acum însă avem o certitudine, n-a mers deloc. Deci am murit de cald toată ziua și toată ziua au mers reflectoarele astea uriașe pe care dumneavoastră nu le vedeți, dar care degajă o căldură crâncenă. Deci e cam furnal. Emisiunea asta fiind la sfârșitul zilei, adună toată căldura de peste. Deci totul e depozitat aici. Deci sunt vreo 488 de grade, am spus la sinteza zi, am venit îmbrăcat regulamentar cu vestimentația de la stilistă, de la stiliste chiar, căci două s-au ocupat de vestimentația mea, până când am zis, prieten, stați așa, păi ce facem aici? Nu se poate, avem Sahara, ne îmbrăcăm ca în Sahara, deși în Sahara dacă te îmbraci așa ai pus-o, că ești varză.